Bună seara! Stimați invitați, oaspeți și colegii pictori! Bine ați venit la expoziția noastră dedicată temelor apropiate fiecare dintre noi. Pacea, memorie, viața și moarte. Tablouri expuse vin să transmită frumusețea și armonie, care sunt atât de necesare pentru a păstra pacea în sufletul și în jurul nostru. De asemenea, ele au drept scop să păstrează amintirea despre noi ca ființe inteligente, gânditoare și creatoare, cu un nivel înalt de conștiință și percepție a diversației fiecăruia dintre noi, a valorii neprețuite a vieții, a fragilității și irevocabilității acestei. Este o temă captivantă și ciclul nesfârșit a vieții și morții, naștere și plecări, care se reflectă în lucrările mele. O atenție deosebită este acordată imaginii feminină, ca simbol un frumuseț, putere și intelectuală. Femeia este o parte integrantă a lumii și a istoriei, astfel culturile mele reflectă această energie feminină și rolul important al ei în societate. Femeia, precum simbolul, precum floarea seminocului, este pozitoarea memorii și a culturii sufletești. E sursă iubirii și a vieții veșnice. Acest ciclu de viață care nu se termină, dar se modifică. Femeia este ca o mamă, la fel ca pământul și natura noastră, iar conexiunea lor indisolubilă arată cât de important este să ne unim forțele în beneficiul planetei. Arta are o putere enormă de unificare, depășind granițele limbii, ale culturii și ale naționalității. Are capacitatea de a uni oamenii din lume diferite prin percepția comună și frumuseții și o profuzimii artii. Sper că tablourile mele vă vor trezi interesul și vor deveni un subiect de reflecție asupra a ceea ce este cu adevărat important în viața noastră. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim vizionare plăcută. Bravo! Mulțumim și noi, Natalia. Și acum o să-ți dau pe Galina Mielu, care ne va recita și câteva poezii. Bună seara, stimată audiență, dragi oaspeți. Bună seara, stimate gazde. Noi vă mulțumim foarte frumos pentru că ați ales această zi de marți să mă încheiați cu vernisajul expoziției noastre. Noi mulțumim foarte mult Institutului Cultural Român, nu doar pentru găzduire, dar și pentru sprijinul acordat, pentru unda verde pe care ne-au dat-o de a veni la București, două lăsărăbence, care, prin pictură, aduc mesajul de lumină. Lumina din umbră este un titlu la care ne-am gândit foarte mult cum să-l aducem în corect în fața publicului și l-am ales tocmai ținând faptul de tensiunea timpurilor pe care le trăim acum. Am considerat necesar, când cerul realității noastre este foarte înorat, să venim cu o pată de lumină, să venim cu acele scrisori albastre, în care noi vorbim despre valorile noastre sufletești, în primul rând, deoarece realitatea ultimilor ani totuși ne-a arătat și ne-a convins și cred că ne-a demonstrat că pacea, dragostea, lumina rămâne a fi esența noastră pentru care noi trebuie să luptăm pe orice front. În lucrările mele reflect
atât elemente ale arhitecturii vernaculare sau ale arhitecturii urbane, dar și nuanțele universului uman. Toate cele probleme și gânduri care ne preocupă, toate cele trăiri, care zi de zi cumva se depozitează în biblioteca gândurilor noastre. Și în același timp, prin pictură, mă strădui să subliniez cele mai frumoase laturi ale culturii noastre românești, și anume portul popular și acele istorii scrise, brodate cu ață de femei, în ie. Pentru că este o parte din ADN-ul nostru, este ceea ce ne reprezintă în lume, este o parte a patrimoniului cultural UNESCO și este o oglindă a noastră, a tuturor, ca popor, ca cultură, ca entitate umană. Vin cu o serie de lucrări care conțin albastru de Basarabia. M-am născut în zona centrală a Republicii Moldova, în raionul Orhei, și acolo am trăit printre case albastre. Ele fiind o reflecție a cerului, de fapt, acea legătură a omului cu Dumnezeu, deoarece albastru este culoarea spiritualității, este culoarea celor mai profunde emoții umane și este acea nuanță la care noi privim, de fapt, în fiecare zi și pe care o căutăm pe tot parcursul vieții noastre. Ne străduim prin artă, prin expoziții, prin proiecte, să construim noi poturi de cultură peste tot, pentru a apropia acele două maluri, pentru a face o unire odată și pentru totdeauna, prin cultură, prin ceea ce simțim. Și ne bucurăm foarte mult că, fiind astăzi aici, ne simțim cu adevărat acasă. Valorile noastre sunt toate adunate în ceea ce vedeți dumneavoastră astăzi pe simeze. Fiecare lucrare este un mesaj pe care, desigur, fiecare din noi îl tălmăcește în mod individual. Îl interpretează în măsura sufletului său sau a gândurilor pe care le-a adunat pe parcursul vieții. Și noi ne propunem ca, dincolo de toate greutățile prin care trecem, întotdeauna să vedem partea luminoasă acestei lumi, întotdeauna să vedem mai încolo de aparențe, mai adânc, să căutăm esența. Și, desigur, pentru asta, constant, avem nevoie de artă, oriunde și oricând. Cea mai mare întrebare a mea în ultimul timp este, de fapt, ce voi lăsa în urmă? Și iată că o să dau citire unui singur vers care vorbește despre asta. Un răsărit și un apus, un drum cu flori, un drum cu grâne, o inimă cu ochii sus, o casă în piept ce va rămâne, un prag cu albastră sărbători, un cer cu suflete aprinse, o viață în stoluri de cocori, destin în pomul vieții prinse. Vă mulțumim foarte mult că ne sunteți alături. Vă invităm să contemplați ceea ce aveți pe simeze și întotdeauna să vă gândiți ce rămâne în urma noastră. Vă așteptăm aici. Mulțumesc pentru prezența la această expoziție deosebită. Avem alături de noi două artiste din Republica Moldova, care au surprins în lucrările lor esența feminină. Dar le voi lăsa pe ele să ne spună mai multe despre lucrările lor. În primul rând, vreau să îi dau cuvântul domnului președinte al Institutului Cultural Român. Mulțumesc, bună seara! La rândul meu vreau să am o foarte scurtă intervenție.
transmit mulțumirile noastre din partea mea, din partea Institutului Cultural Român, artistelor care ne-au onorat cu această expoziție. Mă bucur foarte mult să putem fi gazdele acestei expoziții, care pe lângă atmosfera pe care o aduc aici în Sala Mare a Institutului Cultural Român prin lucrările pe care le puteți admira pe Simeze, spune că confirmă prin, și prin acest proiect expozițional colaborarea și susținerea pe care o acordăm în permanență artiștilor din Republica Moldova. Este o abordare permanentă pe care o avem, e o afirmație pe care o facem, că promovăm acest spațiu comun de cultură și istorie și limbă. Și vreau să mulțumesc că ați ales Sala Mare ECR. Vreau să spun că vom continua în această direcție. Întâmplarea face că eu chiar mâine voi pleca la prima participare cu stand a ICR la Târgul de Carte de la Bruxelles, unde vom avea evenimente împreună cu scriitori din Republica Moldova, vom avea evenimente împreună cu Ambasada Republicii Moldova de la Bruxelles. Și e doar un exemplu, practic încercăm ca peste tot în lume, acolo unde avem ocazia, să prezentăm împreună artiștii din România și din Republica Moldova, din domeniul artelor vizuale, din domeniul literaturii, din domeniul artelor spectacolului și așa mai departe. Încă o dată vreau să vă mulțumesc că sunteți alături de noi și sper ca expoziția care se deschide astăzi să aibă cât mai mulți vizitatori la sediul ICR. Mă bucur că semnalul din această seară este de bun augur, pentru că iată, sala este plină și sper că așa va fi și în zilele următoare, că vom avea cât mai mulți vizitatori aici, în Alea Alexandru numărul 38. Vreau să vă asigur de sprijinul pe mai departe al ICR. Vreau să mulțumesc și colegilor mei, Ioanei, colegilor de la programe interne, de la toate structurile din ICR care s-au implicat în organizarea acestei expoziții. Și să predau microfonul în continuare din noi Ioanei și să admir alături de dumneavoastră expoziția foarte interesantă de la sediul nostru pe care îl deschidem astăzi. Încă o dată felicitări și mulțumim! Mulțumim. Acum îl invit pe domnul Marius Stița să ne spună câteva cuvinte. Gândind la cele spuse de domnul președinte Liviu Jigman, unde zdoi puterea crește, spunea cândva Alexandri, și atât ca să demonstrează în activitatea concretă, și la Bruxelles este perfect valabil acest lucru. Și mă gândeam aici la noi ce se întâmplă când sunt două artiste puternice, cu o operă intensă. Ce se întâmplă când își unesc puterile și se întâmplă o metaforă precum cea de astăzi. Această expoziție este o continuare a unui drum care a ajuns la Bruxelles, a ajuns la Strasburg, a ajuns la Viena, tot la sediul ICR-ul și acum suntem la sediul Institutului Cultural Român din București. Sunt două artiste din Republica Moldova care, iată, au făcut acest pas în Europa, casa noastră, un loc unde ne regăsim cu toată spiritualitatea și toată creația și toată gândirea noastră, nu mai spun și de istorie. Este un lucru minunat că venim și discutăm acum la un nivel înalt, la un nivel vibrant, intens, despre pictură și frumos în reprezentarea emoțiilor prin tehnica picturii cu două pictorițe de renume deja. Sunt foarte tinere, dar foarte serioase în ceea ce fac și de asemenea care au un contur perfect acestei idei de creație plastică, de creație plastică în anul de grație 2024, când avem nevoie de atâta spiritualitate în viața noastră. Galina Vieru, pentru că eu vreau să considerăm că sunt e foarte multă complementaritate, dar nu vreau să stric cumva sau să atun cumva originalitatea celor două artiste. Galina, nu știu să ne aude? Ce aude? Bine,
Pictura ei este de această factoră. Spuneam la un moment dat că este o pictură generoasă. Nu face economie de culoare, de lumină, de tușe, de emoții mai ales. Totul este vibrant. Exprimarea este intensă, puternică. Mă gândeam de multe ori câtă trăire poate să existe într-un om atât de sensibil și atât de talentat. Plusez, vin mai mult și vă amintesc, dacă nu știați, vă amintesc cu siguranță, Galina scrie poezii, scrie gânduri, scrie versuri, scrie emoții, le transpune și în aceste cuvinte. De multe ori când se întâlnesc cele două emoții, cele două moduri de comunicare a mesajului sau a acestor trăiri, undeva trebuie să se coboare tacheta. Nu este cazul aici, este clar o exprimare la nivel înalt și de multe ori mă gândeam la imaginea unei cărți, un album de gânduri, de mărturii, în care avem și imaginea, avem și textul. Pictura ei, așa cum spuneam, este foarte înscrisă într-un joc al profundului celest și într-o profunzime a mărilor, a apelor. Este locul de visare, locul în care ne raportăm cu toată această sferă a trăirilor și a sentimentelor. Desigur, alegoria, metafora, simbolul este alături. Iar tot ce se întâmplă în pictura ei merge pe această linie. Numai că simbolurile, vedeți, nu sunt acele încriptări care de multe ori ne sperie, ci din potrivă ne atrag. Pictura Galinei merge exact în această exprimare a ceea ce poate am gândit, poate am visat la un moment dat, și numai că ea ne pune în culoare. Avem aici picturi reprezentative din creația ei, unde vedem și strigătul de indignare față de ce se întâmplă în Ucraina, ca să spunem așa, amintirea mamei, peisajul, îmbrățișarea caldă pentru Bucureștiul ei, iubit, sunt, iată, foarte multe sentimente sincere pe care le evocăm în această imagine alegorică, cel mai adesea construită cu multă sensibilitate și cu multă culoare de Galina Vieru și mai ales cu multă sinceritate. În momentul în care avem sinceritate, iată că sentimentele vin și capătă contur și capătă culoare. Vibrația aceasta o receptă foarte mult în pictura Galinei Vieru și, de fapt, dacă mă gândesc bine, ea este prezentă. Nu există nicăieri un semn de pauză, de stat pe gânduri, de ezitare. Este totul foarte puternic și foarte cursiv. Natalia nu se află nici de cum în altă zonă, nici de cum în altă parte de gândire, doar modalitatea ei se conturează ca fiind o creație originală, o opțiune plastică, perfect conturată, care susține de asemenea acest lirism al imaginii în exprimarea viziunilor, a gândurilor, a unor vise, deci partea de oniric în tot ce se întâmplă aici. Și vedem foarte mult o tendință abstractului, a planurilor suprapuse care se întrepătrund și care de multe ori susțin un personaj, un chip, o mână, o trăsătură foarte bine conturată.
Este aproape ca o ilustrație a unui vis, dacă vreți, la un moment dat, în elementul acela de concret în care vedem detaliile acestei construcții, un om, un personaj, care apare în această discuție și construiește, practic, tot acest discurs liric, plastic, în lucrările ei. De asemenea, din zona foarte puternică a conturului plastic, remarc folosirea foiței de aur, foarte inspirată, exact pentru a contura acea imagine, de, cu acel accent care vine și ne apropie de o imagine iconografică, la un moment dat. Sunt elemente care nu țin cont de o linie orizontului, ci din potrivă se întrepătrund și discursul acesta fluid este cel care ne duce spre zona de vibrație a construcției plastice în tot ce se întâmplă în lucrările ei. Este de remarcat și la Galina și la Natalia faptul că nu le este frică de oameni, de tot ce reprezintă frumosul anatomic în exprimarea plastică. Oamenii sunt acolo, ei sunt, de fapt, cei care sunt, cei care vorbesc, cei care ne transmit aceste mesaje, cei care ne transmit aceste sentimente și care, până la un moment dat, conturează și modelează lumina și culoarea din pictură. Pictura, în definiție, este un joc de culoare, este o artă a culorilor, un joc cromatic permanent care transmite sugestii, transmite emoție și în care ne regăsim de fiecare dată în momentul în care visele noastre capătă culoare. Se spune undeva în bătrân că visele nu sunt colorate. Ba da, visele sunt foarte colorate și se numesc pictură. Vă mulțumesc!